Au fost afișate rezultatele examenului de titularizare. Din cele 330 de persoane care s-au înscris la concurs, 5 cadre didactice au obținut nota maximă, în timp ce peste 60 de candidați au luat note rușinoase, sub 5. Pentru a obține un post definitiv, profesorii trebuie să ia cel puțin media 7. Privitor la concursul național de titularizare, sesiunea 2024, la nivelul județului Gorj, a existat un număr de 330 de lucrări trimise spre evaluare. Statistica privitor la notele obținute este următoarea. 5 candidați au obținut nota 10, 27 de candidați au obținut note între 9 și 9,99, 46 de candidați au obținut note între 8 și 8,99, 79 de candidați au obținut note între 7 și 7,99, 52 de candidați au obținut note între 6 și 6,99, 56 de candidați au obținut note între 5 și 5,99, 62 de candidați au obținut note sub 5. Vorbim de o rată de promovare peste 7, de 47,58%. În egală măsură vorbim de o rată de promovare peste 5, de 80,3%. 3 lucrări au fost anulate. Rezultatele nu sunt finale, iar cei nemulțumiți de note pot depune însă contestații.